батарея, чтобы не съела. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глубиною мудрости сила Рабу Божьих,
всех православных вождей и воинов, живот свой на поле брани, за веру и отечество наше украинское положивших, и всех невинно убиенных православных украинцев во всех градях и селениях Украины во время войны сия безбожные убиенных, и еже проститеся им, всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господь Бог учинит души их, и еже праведни и упокояются. Милости Божия, Царство Небесного, оставление грехов их, у Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего проси. Помогай, Господи! Молимся, Господи, помилуй! Боги всякие плоти, смерть поправый, дьявола упразднивый, живот миру Твоему даровавый. Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих, всех вождей и воинов православных, живот свой на поле брани за веру и отечество украинское положивший, и всех невинно убиенных во всех градах и селениях Украины во время войны сия убиенных, и всех гладом заморенных, всех замученных, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее, от нюду же отбеже болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом, или помышлением, яко благий человек любит Бог прости, яко нещ человек, и же жив будет и не согрешит, ибо един кроме греха, правда Твоя, правда во веки, и слово Твое истины, яко Ты есть и воскресение, живот и покой, усопших рабов Твоих, всех православных воинов, живот свой на поле брани за веру и отечество украинское положивших, и всех невинно убиенных во всех градах и селениях Украины, во время войны сия безбожные убиены, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, с пресвятым благим и житворящим Твоим Духом, и не присно, и во веки веков. Doamne ajută tuturor! Nu știu dacă mă aud, vreau să-mi scrieți, vă rog, dacă mă aud și eu, să comentăm un pic ceea ce vedem aici. Scrieți-mi, vă rog, pe chat. Mă aud? Vedem mai încet aici un pic. Da, vă mulțumesc frumos. Evident, un live așa neprevăzut. Am primit link-ul acesta și m-am gândit că este bine să transmitem și noi aceste imagini, pentru că situația este, fraților, cu adevărat dramatică. Deci noi, în România noastră, dacă nu luăm atitudine încă de acum, cred că o să fie prea târziu. Ce vedem acum este un ferească Dumnezeu ce se va întâmpla în întreaga lume, dar ne raportăm la România noastră. Dacă mai dormim așa mult, o să ne trezim că pățim același lucru cum pățesc oamenii ăștia aici. La un moment dat, dacă escaladează războiul acesta, o să se întâmple la fel și la noi în țară. Pentru că este o luptă între antihrist și ortodoxie aici. Da, ce să mai spui? Da, ceea ce vedem acum. Ok, e război între ei. Să fie sănătoși acolo, să le dea Dumnezeu sănătate, să facă ce vor. Băi, da, n-ai ce să mai spui, mă frate. Adică, am înțeles că e război, dar ce treabă ai tu cu bisericile și cu mănăstirile, până la urmă? Uite, oamenii plâng pe aici, vă dați seama, deci nu e, numai este o prigoană maximă. Cum erau în vremurile trecute, uitați, oamenii plâng, oamenii șterg lacrimi, bărbați, femei, tineri, bătrâni. Nu mai e gata, s-a terminat cu glumele, cu... Sunt treburi foarte, foarte serioase. Săraci oameni, s-au strâns aici mii de oameni, să ce? Să nu le ia mănăstirea. Da. Să nu le ia mănăstirea. Vă dați seama unde s-a ajuns? Eu sunt acum acasă, pe scaun.
probabil și dumneavoastră. Stăm confortabil cu toții. Și ce vedem acum nu este un film. Este realitatea cruntă și dură. Aici s-a ajuns. Săraci oameni, Doamne, Maica Domnului, ce se întâmplă? Da. E dureros. Lavra Pecerscă, aici sunt cele mai multe sfinte moaște. Și antihriștii, evident, nu? Când e vorba de sfinte moaște, de hai să le luăm, hai să le luăm ortodoxilor, să le luăm biserici, mănăstiri. Că asta e, nu se mai poate. Adică s-a întrerupt, să sperăm că își revine. Trebuie să fim alături de frații noștri, măcar așa, cum putem acum. Că... lupta antihriștilor împotriva ortodoxiei, împotriva adevăratei credințe. Că n-am auzit până acum, pe aici, să fie cazuri de-astea cu secretari, cu hai să le luăm la secretarii adunările, știi? Sau dacă pățină de oaie să le luăm alea. Nu! Uitați-vă și dumneavoastră, ei au ce au cu ortodoxia. Păi nu interesează. Ei atacă ortodoxia. De ce război ăsta, mă, frate? Te lupți unul cu altul și la un moment dat, gata, mă, ia, mă, hai să dăm năvală în biserici și mănăstiri. De unde până unde, mă? Nu este evident faptul că ei luptă împotriva lui Hristos? Mai mult, ce să mai spui? Mai vedeam și în anii trecuți anumite faze, că au intrat, nu știu, miliția peste unii pe la adunare, i-a luat pe unul, l-a luat pe altul, sau prin China, cum erau, nu știu ce prigoană pe acolo. Bine, prigoana lui Pește Prăjit, că era vorba de secretar pe acolo. Dar acum vedem realitatea. Ei au ce au cu credința în Dumnezeu, cea adevărată, cea curată, ortodoxia. Nu mai este nimic, no comment, ce să mai spun. Nu, deja sper să mă înșel. Sper să mă înșel. Dar cred că este începutul prigoanei. Ceea ce vedem, cred că este începutul prigoanei. Sper să dea Dumnezeu, să mă ierte Dumnezeu, să mă înșel. Nu știu ce țipă oamenii ăștia pe aici. Și oamenii apă acolo să-ți strige ceva, nu știu ce strigă. Aici în față mai este filmarea de aici, de la unde sunt părinții, preoții. Dar și în spate, acolo sunt oameni care deja, nu știu. Ce ți-au făcut, mă, frate? Ce ți-au făcut, mă, antihristule? Ce ți-au făcut oamenii ăștia? Cu ce ți-au greșit oamenii ăștia? Că vor să se roage în liniște lui Hristos? Ce ți-au făcut oamenii ăștia? Cu ce deranjează oamenii ăștia? Uite, sunt aici de ore bune și îi cântă lui Dumnezeu. Ăsta e protestul. Îi cântă bunului Dumnezeu. Cântece. Și deranjează unul. Haide, deja au venit ăștia, milițienii, iată. Păi da, au venit milițienii. E normal. Hai să vedem, dacă sunt curios, dacă îi împrăști. Ah, văd că trece un camion pe aici. E că fix pe aici trece și camionul. Păi. Printre ei... Mă bucur pe de altă parte că oamenii aceștia totuși iau atitudine. Că mă gândesc așa, dacă se va întâmpla la noi în țară, vom ieși, mă, frate, și noi așa măcar pe stradă să... La ei gândiți-vă că este și război, că e de toate. Eu mă gândesc așa la cât de adormiți sunt mulți dintre românii mei, frații mei.
Oare vom avea și noi curaj așa să ieșim? Așa, nu să ne luăm la bătaie cu nimeni, că Dumnezeu ne-a învățat să fim cu pace și cu iubire și cu dragoste de aproapele. Dar măcar atât. Vom putea oare să facem și noi vreodată? Dacă nu luăm atitudine, așa se va ajunge și la noi. La un moment dat, mi-am mai spus și stare și cu cine am mai discutat eu. Acum sper să nu se întâmple, să nu prindem noi. Dar până la urmă facă-se voia lui Dumnezeu, că e voia lui și nu e a noastră. Și pe de altă parte cred că și merităm la cât ne-am îndepărtat de adevărata credință. Dar la un moment dat se spunea că va apăsa cineva greșit pe un buton și va începe nebunia cea mare. Și evident se va ajunge și la lucruri de astea. Se va ajunge așa că păi au venit și gata mă, vă luăm bisericile, vă luăm mănăstirile, că nu mai vrem noi. Asta că facem noi o religie. Vă facem noi religia mondială a lui Antichrist, în care acolo să meargă toată lumea, să nu se mai supere nimeni, să nu se mai certe nimeni. Că asta e ideea lor. Ați văzut ideea ecumenismului, minciuna lui Satana. Că noi suntem cu toții din aceleași aluat, că e bine, că trebuie să ne rugăm împreună, știi? Și ei văd că nu se poate lucrul acesta, că slavă lui Dumnezeu, noi ortodoxi știm una și bună că Hristos este ortodox și mare parte dintre noi cei care îl urmăm pe Hristos nu plecăm după fenta dracilor care vor să pună mâna pe biserică și pe credința în Dumnezeu. Și ei știind lucrul acesta, exact ca și în cazul ăsta, da? Ei știu că păi, nu se poate altfel. Da? Așa că ce s-au gândit? Hai mă să le... nu vreți? Păi stai mă că vă luăm bisericile, vă luăm mănăstirile, vă luăm tot. Gata, vă luăm tot, lasă mă că facem noi. Dacă nu vă convine, punem noi preoții noștri. Știi? Fac ce vor noi. Sataniștii ăștia. Măi, cu ce-i deranjează, mă, oamenii ăștia? Cu ce? Parcă am așa un fel de mic deja vu. Mă, nu știu dacă deja vu ăsta e ceva drăcesc, dar nu știu alt cuvânt înlocuitor. Așa că ceea ce văd acum... Parcă revăd așa, într-o oarecare măsură, prigoana din viețile sfinților. Mai citeam pe la sfinți, pe acolo. Pe la sfinții mucenici. E tot așa. Îi luau, de ce? Păi îi puneau în genunchi, primoar, îi puneau să jertfească idolilor, să aducă jertfă, păi nu vreau. A, nu vrei? Păi de ce nu vrei? Păi sunt creștini, țipau în gura mare. Suntem creștini, sunt creștini. A, ești creștin? Și începeau, frate, să-i tai în bucăți, să-i măcelărească, să-i faceți la chinuri. Să... De ce? Că nu credeau în Dumnezeu. Că, în Dumnezeul lor, zic, în satanele lor. Nu vreau să cred în idolii lor, dumnezeii lor. Și erau batjocoriți, schingiuiți, aduși la moarte, arși. Băgați în ulei, fierți, dăviți și ce așa mai departe. De ce? Pentru că nu vreau să se lepede de Hristos. Doar din acest lucru, din acest motiv. Așa se întâmplă și acum. Da, că e începutul și la ei aici. Că dacă oamenii vor să iasă non-stop așa pe străzi, să protesteze, păi vă dați seama că la început vor să ia pe cei care li se par lor că sunt recalcitranți. La început. După care pe toți. De unde până unde m-a ajuns un antichrist satanist să facă el dreptate ci că prin biserică. Mă refer la dansatorul ăla lor care e văzut erou.
Băi, am înțeles, e război între voi acolo, știi, să luptă, să... treaba lor, e problema lor. Băi, dar să te cobori, bă, la biserică, mă, frate, mă. Să dai foc bisericilor, să... De unde până unde, cu ce ți-a greșit, mă, biserica? N-ați văzut și aseară, mă, dar biserici arse. Sau gaze lacrimogene în biserică, numai să nu stea lumea să se roage lui Dumnezeu. Da, sunt acolo de treabă. Păi asta e mâna lui Satana, n-ai cum altfel, nu? Voi fi eu prost sau cum ne numesc ei, evul mediu și asta. Băi, dar de unde până unde, mă? Avem și noi biserica noastră. Atât mai avem. Credința asta în Dumnezeu. Și de ce să te cobori tu să încerci să ne-l scoți pe Hristos din inimă? Păi dar înseamnă că nu e o mână, nu este o lucrare de a unei mâini omenești. E a lui Satana. N-ai cum altfel, nu? Au nebunit, mă, au nebunit draci. Urlă acum. Urlă că nu mai are multă, mai are timp. Mult. Timpul îi se scurge. Îi sună ceasul. Îi sună ceasul, acușa e 12 și vine împăratul nostru Hristos să judece lumea. El știe că îi se apropie ceasul, Satana. Și gata, începe prigoana, maxim. Dă-o încolo de treabă, mă. Eu sunt puțin așa uimit, mă, că nu m-aș fi gândit niciodată mai să văd eu cu ochii mei lucrurile astea. Că le mai citeam pe la Sfinții Părinți, cu prigoana, cu asta, asta, nu. Mă gândeam, s-a umplut cerul de sfinți, mucenici. Și avem acum, și sunt rugătorii noștri prin ceruri pe acolo. Dar o luam ca pe lucrul acesta, știi, că a umplut cerul de sfinți. Doamne ajută, slavă lui Dumnezeu. Bă, dar nu mă gândeam că în ziua de astăzi o să trăiesc să văd o prigoană împotriva bisericii, așa totală și pe față. Nu mă gândeam, de unde, băi, și mă, da. Nu mă așteptam. Oameni pașnici, da? Uite, nu fac absolut niciun rău nimănui, nu? Și să te duci tu, mă, să iei, să-i bați, să-i prigonești, să-i gonești, să... De ce? Pentru că ei cred în Dumnezeu, în Hristos ortodox. E o luptă împotriva dracilor, mă, n-ai ce, oricum ai spune, n-ai cum. Cred că trebuie să luăm acest exemplu, să sperăm că la noi nu se va întâmpla, să sperăm, mă. Dar să nu uităm imaginile astea niciodată, pentru că la un moment dat se vor împlini și pe la noi pe aici. Dacă continuăm să dormim, se va întâmpla și la noi aceste lucruri. Până să înceapă războiul ăsta pe acolo, aduceți-vă aminte ce făceau foarte mulți dintre locuitorii. Nu oamenii aceștia, că oamenii aceștia sunt frații noștri întru Hristos. Clar. Aduceți-vă aminte ce făceau restul, populația. Să nu uităm că înainte de războiul lor, cred că au fost vreo a fost, nu protest, o, așa mă, paradă, da. Deci a fost o paradă care s-a întins pe câțiva kilometri buni. Parada popândăilor de atunci. Și Dumnezeu, dai seama că nu este pe placul lui Dumnezeu. Dumnezeu a distrus Sodoma și Gomora pentru alții. Și ei și-au întins taraba pe kilometri buni, parada lor. E? Înainte de asta, plus alte lucruri pe care le-au făcut antihriștii și sataniștii de acolo, înainte. Cu spitalele alea, cu mame surogat, cu... și sunt mai multe, cu... covrigi, cu ce mai erau pe acolo, cu laboratoare, cu toate. Și Dumnezeu, gata,
a îngăduit acest război până la urmă. Dacă ce să fac? Că toate nenorocirile, știm cu toții, toate nenorocirile se întâmplă datorită lipsei de credință. Pentru că oamenii se leapădă de Hristos prin păcat și Dumnezeu ce să mai facă? Și-a privirea, păi mâna de pe țara aceea, păi da. Dacă vrei alegeți partea asta, să fii sănătoși, știi? Și încep toate nebunile și urgiile și toate lucrurile. Și să se ajunge la un moment dat aici. Se ajunge ca oamenii aceștia în acest moment să se roage, să fie lăsați în casa lui Dumnezeu. Început să-i scoată afară din biserici. Să... Pentru ce, mă? Care-i greșeala aici, nu? Asta e. Nu știu ce scriu oamenii ăștia pe aici, prin conversații, că scrie în rusă, ucraineană, ce-o fi. Că traduceam, dar nu mă pricep. Hospodi Iisusi Christi. Am înțeles. Roslovicam, Doamne ajută la toată lumea. Ce bă de genul ăsta, cred că scriu toți. Slavă lui Dumnezeu, da. Da, uite, slavă Bojii, da. Ce să dibuiesc, le mai dibuiesc literele, dar nu știu bine. Derhitesi rodune, da. E și grea limba. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Așa. Gospodii. Omilie. Da, oamenii stau și cântă pe aici. Cântă și se roagă. Cântă și se roagă. Da. Au pus și barieră pe acolo, să nu treacă nimeni, să nu... Asta e, fraților. Stai să vezi că cine știe, vin nebune și împrăștie pe aici. Dacă îi deranjează pe ăștia, a lua ghiuță. Biserica Ortodoxă Română e tăcere, spune Ana Maria. Ea e o echipă de fotbal, nu stă într-un om. Băi, frate, noi nu vorbim acum de fotbal, pe bune acum, deci de fotbal vă arde acum. E bine că Beoreul nu recunoaște secta lui nebunul ăla. Păi nu știu, a dat vreun comunicat oficial? Am auzit că e tăcere, că încă nu, mă. Există vreun comunicat oficial? Nu avem pe șoșoacă în caz că se va întâmpla așa ceva. Glumești, probabil. Probabil tu ai glume, că... Sigur, e o glumă. Adevărat a înviat, Doamne și Adrian. Da. Vulture, nu scrie totuși așa, că ne închid ăștia. Noi știm cu cine ține, nu-i problemă.
Da. Nu, e la Pecerska. Deci, fraților, în caz de escaladează războiul ăsta, da? Măcar luăm așa ca reper. În caz că, nu știu, să ne vină ordine de încorporare nouă românilor. Apoi, știm cu toți, pe cine apere acum, știi? În caz de război. Că dar n-ai cum să fii cu antihriștii, cu draci. Să lupți, ce, împotriva oamenilor de genul acesta, sau cum? N-ai cum, nu? Bată-vă, Iliescu, să vă bată de draci. Дорогі браття і сестри, дякуємо вам за спільну молитву. Ми звершили панахіду. Ну, що чи зачі брати? За загиблими воїнами, захисниками України, які полягли, захищаючи свою батьківщину на фронті. Загинули від ран. Помилилися за всіх, хто загинув у дні цієї страшної війни. І попросили у Господа прощення їх гріхів. Зачі брати, стачі, папа. Чи мульцумець пандру? Трансмісії. Цю трансляцію ми завершуємо, але на нашій сторінці у Facebook вже почали нову трансляцію. Не залишайте нас, приєднуйтеся. Да, ми сюди трансмітим ще ноя і Румунія. Я бету стану, що чи не. Ну, це ли. То проти нас. Зайде Дмитрію Сенатати. Кам асне. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Ia să vedem. Da. A Pecerska. Nu mai avut aici transmisia, sunt din astea micuțe. Totuși și oamenii ăștia care transmit live-urile astea se expun așa, pentru că, bine, foarte bine, foarte bine, e o mărturisire până la urmă, asta ce fac ei. Cei care transmit live-urile astea sunt foarte expuși, pentru că ei sunt primii care or să fie, sau riscă să fie luați așa din găleată. Cine vorbește împotriva lucrurilor care se întâmplă acolo, sunt arestați, sunt bătuți, sunt de toate. Dar na, acum există totuși tehnologia asta, care în cazul acesta este folosită cum trebuie. Și vedem și noi imagini și reușim să vedem și noi ce se întâmplă pe acolo. Mass media la noi nu transmite. Nimic, ce să dă. La noi transmite invers, că vai, oleu, ce prigoniți sunt ăștia. Ceilalți. Săracii oameni, e? Vai săraci, ce se întâmplă cu ei pe acolo. Da. Cam asta a fost transmisiunea băiatului acestea omului. Nu știu dacă mai transmite. Probabil că nu. Da, uite, ba da. Ia, că a apărut din nou. Ніхто не зможе забрати нашої віри. Віри воскреслого Христа, Господа нашого. А, probabil a spus că pune pe pauză și revine. Aha, am înțeles acum. Învăț și o limba rusă. Sau ucraineană, ce vorbesc ei. Ми знаємо, що по нашому вченню у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. Воно ж чи зич. Воїни, які вже загинули, захищаючи нашу державу, Україну,
Gata, am înțeles. Spune că că e vor biserica ortodoxă ucraineană, canonică, aia ce este. Adică frații noștri într-un Hristos. Credința adevărată, că nu se rupe ei de ei. Mamă, frate, nu înțeleg ce spune, dar îl simt pe omul acesta, îi simt mesajul lui. Se simte durerea din vocea lui. Părintele. Митрополиту воно. Ма зіч де сатаніст? Ма зіч ва? Ну. Hristos adevărat, a înviat, adevărat a înviat. Vă zic și eu, adevărat a înviat. Ia să vedem pe chat pe aici ce să mai scrie. Ucraina se va diviza. Bucură-te așa. Mă cuprinde sentimentul de revoltă. O, trebuie să ne revoltăm. Uite, nici oamenii aceștia nu se revoltă. Pe noi Dumnezeu ne învață să fim cu pace și iubire și să nu fie proteste, să fie genul acesta. Să-L chemăm pe Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu se luptă pentru noi, nu omul. Pentru că aici nu este o luptă între om și om. Este o luptă între ortodoxie și satana. Nu ca om ce să faci, să ce? Mai ales aici, să nu uităm, că e război totuși. Dacă comentezi, te ia frumos și te saltă și te bagă la pușcărie. Dacă comentezi prea mult, că ți se aduc acuzații de ele, că ești trădător, că de țară, că... La pușcăriță te văd, direct la pușcăriță, gata. Și acesta mi se pare chiar un curaj, că ați văzut până la urmă. Ce se întâmplă? Cine comentează bătaie frumos, frumos, ferească Dumnezeu, bătaie și dus la pușcărie. Nu l-am arătat aseară pe acel, ce era, părinte, dar nu știu, avea o funcție mai mare. Cum era întins acolo, l-au bătut și l-au aruncat afară.
Și l-au luat ăia, l-au cules după jos, după acolo. Și înainte m-a spus și părintele, că a spus că noi trebuie să rămânem cu Hristos în adevărată ortodoxie. Au auzit ăia, l-au luat, l-au bătut și l-au aruncat afară. L-a cules salvarea de pe jos. Da-i. Nu e simplu. Așa e ușor. Și acum, stând noi acasă, să spunem, mamă, da, mă duc, mă fac, mă dreg. Hai mă, să fim serioși. Până nu este omul pus în situația sau în fața faptului, n-ai ce să zici, adică să te bați cu pumnul în piept, că mă duc să mă lupt eu, să mă bat, ce să te lupt? Când o să zboare rachetele pe deasupra casei și când o să vezi oameni bătuți, preoți bătuți, și dat foc pe la biserici, atunci să vorbim, nu? Așa e simplu să spunem. Da, mă las că mă duc eu. Ce să... Ăsta e tot poporul creștin ortodox ucrainean, înseamnă că e jale. Tot poporul. Cum scrie tot poporul? Oamenii din zona, de la Pecerska, de acolo. Ce are mă tanti aia? Știu ce scrie? Nu știu ce... Oare ce strigă ăștia? Vor fi două tabere sau? Și le-au pus gard sau? Că ăștia în partea asta, la aici, văd că râd de oamenii care se roagă. A, păi stai mă, da mă, acum văd. Deci sunt două tabere aici, mă, de-aia le-au pus bariera asta. Că sunt față în față, sper că nu, na, poate nu înțeleg eu. Dar în partea aia, acolo, văd că sunt ăștia care râd, care... Uite ăștia pe aici, știți? Și oamenii din partea cealaltă după barieră îi filmează pe aceștia sau le ține iconițe, da. Uite, a, gata mă, am înțeles. Adică au venit ăștia, a luat Ghiuță. Instigator, da, cred că știu. Dar ce diferență e între... Adică se vede și cu ochiul liber, așa. Cei de aici, de la noi, știi? Că se vede și pe ei, așa, cu mai smeriți, mai... Dar nu știu, că se vede clar. Se distinge cu ochiul liber, cu iconițe, cu astea. Și ceilalți care zici că, uite, știi, băiețași de ăștia, de... Na, ce diferență, adică. Uite, bombardieri de ăștia cu, știi? În partea asta, bombardieri. Oleg și Boleg de ăștia, da. Ca idee. Că poate mai filmează și în partea aia acolo. Prietene, filmează și în partea aia, să-i vedem și noi cum arată ăia lanți care vor să ia biserica. Sau nici nu interesează pe aia de biserică. Aia sunt serioși. Uite, nu știu, sunt cu iconițe în mână cu astea. Ăștia cu mâinile în buzunar, vopsiți în cap, uite. Ia, aoleo. Da, e clar, uite că unul dintre noștri... Uite, arată iconița lui băiatul ăsta, vopsit în cap sau ce, și se strâmbă ăsta, are reacții din astea de ăsta de aici cu vopsitul ăsta.
Nu e că e păștelanț, e așa, mă. Foarte bine, bine că se duce băiatul ăsta să filmezi aici. M-a auzit că noi ne și înțelegem așa foarte bine, e? În limba noastră. E. Invers, invers. Uite, ăștia, mă. Deci asta e diferența, ce zic, între oamenii, între frații noștri, da, se vede clar și cum arată, deci și la aspect, și la, știi, se vede că, uite, gesturi din astea, diferența. Ăștia sunt ăialanții, alu' Aghiuță, care îi conduce. Cu rucsacuri, cu alea, mâinile în buzunar. Oh, of, of. Ce strigă, mă, oare ăștia? Ia că sunt curios. Eu înțeleg laptopul, ce zice? Cine știe, Vulture, tu știi limba asta. Ce zic, ce strigă ăștia aranți? Laptopul, ce zice? Ia, mă. Hai că nu mai strigă ea, da? Tu strigă eu ceva. Бачимо, дорогі браті і сестри, що супереч різним провокаціям. Ну, ой, тебе є чи баку провокари, клар. Спомне бету, кари фільмез. Као вені са провокач. Моляться за наших воїнів українських, які захищають нашу державу. Моляться за нашу батьківщину і прославляють Господа, прославляють Його святе воскресіння. Au venit să provoace, aia, aia spune. Deci ăștia sunt provocatori care au venit aici cu rucsacuri, de-astea. Cu... Da, mă, și stau față, acum de-aia. Le-a pus barieră. Bă, da, și ca bărbați așa, că în partea asta provocatorii ăștia sunt bărbați, băieți, bărbați, ce-or fi. Da? Deci, din tabăra cealaltă sunt femei, multe femei și preoți. Și ce au venit, mă, să bată femeile sau ce? Băi, a dispărut, mă, și umanitatea asta, mă. Nu, nici pe asta nu mai e, mă. Ce să faci, mă, frate? Oamenii lua ghiuță. Oamenii lui satana. A venit să provoace un... Na, îi deranjează, mă, pe ei. Oamenii fără cap, știi? Fără cap, care manipulați, trimis și acolo să... De? Cum a spus băiatul ăsta? Să instici. Păi războiul vostru, vă mergeți, bă, pe acolo să vă război, lăsați-mă biserica în pace. Păi, te vezi că... Ага. Але віруючи на все це відповідають любов'ю. Да, я розпускав. Сон триміть, а вони провокаторі са. Ну, це провач, евідентно, да, вони. Ша триміть провокаторі. Du-te, mă, prietene, și filmează-i provocatorii ăștia să vedem ce-s cu ei. Să vedem cum arată.
Hai, dă-mă, cum arată, știi? Așa, mă. Mulțumesc, mă, prietene, uite. Asta cred că... Deci ăștia ce sunt provocatori și au venit ei, mă, să ia pe Cerska, știi? E că au și față așa de biserică, adică ăștia au față de dragi, clar. Uite. Uite. Mergeți, bă, la discoteci, băi, nebunilor, bă. Lăsați-mă oamenii să se roage, mă. Că au venit echipați de discotecă, de-aia. Băi, au venit la discotecă ăștia. Ați văzut că chiar în unele biserici au făcut din astea de distracții la ei acolo. Le-au ocupat tot nebuni ăștia și ascultă muzică, se îmbată pe acolo. Râdeți ca proști, mă, pe aici. Nu mă provocați, zice băiatul ăsta. Provocație, a? Probabil ăștia, provocatorii, au atât de multă credință în Dumnezeu, știi? Încât vor ei să se mute la pe Cerska acolo. Îți dai seama numai după cum sunt îmbrăcați și cum arată că au venit să instige pe aici, să provoace. Față de, uite, oamenii care sunt cu Dumnezeu aici. Toate femeile cu capul acoperit. Mă, asta e. Hai de cap, aici s-a ajuns, măi, frate, băi. Adică poate mai filmează băiatul ăsta pe provocatoria, să-i vedem așa, facem diferențe. Și la aspect. Deci ai noștri, se văd clar aici, da? Toate femeile cu capul acoperit, e normal. De toate vârstele și... mai bătrâne și mai tinere și mai bărbații la fel, ai noștri, frații noștri. Da? Uite, și copilași. Uite, mă, cuvântă copilași, să-i dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului. Ce cântam o fetiță aia mică, Doamne, Doamne, Doamne. Dumnezeu și Maica Domnului să-i binecuvântezi. Așa, hai că poate mai final. Poate trece bariera la de partea cealaltă. La bombardieri. Bă, uite aici, da. N-am, frate, asta e diferență, știi? Da, că nu, acolo e săi noștri. Invers. Și ăștia lanții care au venit ei să ia pe Cerska. Adică au credință în Dumnezeu, cică. Se vede, mă, frate, și de la
noi vedem de aici și din felul de a fi și cum se îmbracă și cum... Că a venit să provoace, să... Ce să căutați, mă, voi la Pecerska, mă? Câtă ură ori aveau oamenii ăștia antihriștii. Câtă ură, cred că vă dați seama. Ia, uite pe ăștia. Ăștia. Care stau pe aici și râd și astea. Da, da, uite. Asta e diferența, știi? Uite. Da, vedeți? Da, ce spuneam? După barieră, frații noștri cum arată acolo? Și cum arată ăștia lanții? Care, da. Ar fi în stare, cred că, să dărâme o mănăstire pe Cerscă. Să zică, băi, da, gata, mă, da. Uite. Mergeți, bă, la discoteci, mă, lăsați oamenii în pace, mă. Uite, era o doamnă acolo care le făcea Sfânta Cruce, cu crucea în mână. Asta e diferență. Dar ce ar vrea să facă ăștia, mă, infiltrația aia? Ce să facă? Cred că vor să facă discotecă, cum au făcut din alte biserici. Da, ONG-uri, asociații, de-astea. Ось такі погрози звучать на адресу Української православної церкви, її вірян, демократичній країні. А, ăștia sunt credincioși elantici. Cu căști, cu dele, cu... Da. Ce să le faci, uai? Ca reacția provocatorii na molitvu. Oare ce strigă? Vrea un suc? Ce zice, mă? V-a luat strietea, mă? Antihriștilor. Vreau să provoace. Uite, săracă bătrânică acolo. Dar oare ce cântă, Doamne Iisuse Hristoase? Dumnezeu și Măicuța Domnului să aibă grijă de frații noștri. Cine știe ce îi mai așteaptă? Dar ce-i deranjează, mă, pe instigatori? Deci ai noștri cântă, nu știu dacă sigur, Doamne Iisuse Hristoase, și pe ăștia lui Aghiuță, după barieră, îi deranjează, știi? Și începe să strige și ei din când în când ceva. Îi deranjează, vă dați seama. Aghiuță nu-i convine, începe să strige. Până și în cazul acesta, da? Oamenii au venit aici, la Pecerska,
să-i cânte lui Dumnezeu să se opună lorii mănăstirii pe Cirsca de către antichrist. Da? Da, și se vede că sunt oameni pașnici, nu fac absolut nimic decât să-i cânte lui Dumnezeu, să se roage la Dumnezeu, să-i ajute la Maica Domnului. La asta. Și și-au trimis ăștia, mă, instigatorii, uite. Cu ce îi deranjează, mă? Da. Îi deranjează cu nimic, evident, nu? Cu ce? Dar Paghiuț îl deranjează, că nu suportă așa ceva. Și au venit să urle pe aici ăștia. Băi, tu să nu mă dă provocator, spune. Ei, dacă nu se pocăiesc oamenii ăștia provocatori ăștia, vezi, o să cânt, o să urle ei în fundul iadului. Ei nu știu ce vorbesc, mă, nu știu, ei sunt inconștienți. O să fie cu tata lor Satana la un moment dat, dacă nu se vor întoarce la credință sau nu vor urma credința adevărată. Ce să faci? Oare, mă gândesc acum, oare ce se va întâmpla pe viitor cu acești oameni, nu? Din câte, sau cum merge treaba pe aici, mănăstirile și bisericile, gata, sunt confiscate de către sataniști. Că acolo duce toată treaba asta, clar. Deja au luat unele biserici, mănăstiri. Du-te, bre, acasă, bre. Ce strigă asta aici? Laptopul, bre, laptopul aia, eu știu ce zici. Du-te, bre, cu basca aia, zici că e pictor. Aia e din aia, știi? De-a lor, de-a lui Elan. Așa. Deci spuneam, nu știu, oare ce se va întâmpla oare cu oamenii aceștia care vor rămâne practic fără bisericile, fără mănăstiri, că sunt confiscate de sataniști, ușor, ușor, cam toate. Acum se întâmplă la Pecerska, urmează Pocaiev. Ce vorbește mai acolo? Du-te, bre, ia o pensulă de aia și pictează pereți. Cântă Hristos a înviat, spune Petru. Aha. Acușa urmează și Sfintele Paște. Na. Asta e, fraților. Urât ce se întâmplă, dar ce să faci.
E dureros. Din punctul meu de vedere, acesta este clar începutul prigoanei adevărate. Să sperăm că nu va escalada, nu știu cum să zic. Dar până la urmă, facă-se voia Domnului, că ce, n-ai ce să faci. Dar este începutul prigoanei, că n-ai ce să zici aici, văzând aceste imagini. Nu? Vin antihriștii să-ți confiște bisericile și mănăstirile. Că na, așa vor ei. Și date pe mâna schismaticilor sau ereticilor. E o batjocură, clar. Deci batjoc de biserică, de credință. Hai să le luăm și le dăm la draci, știi? Luați-le, mă, voi. Vieruici lui de moleță, ațim ceasul. Și când au fost arhierei ortodoxi de noștri la președintele lor acolo să pună problemă, să pună la masă, să vadă care-i treaba, ce se întâmplă. Nu i-a primit și a văzut aseară. Le-a pus alarmă de aia de război ca să fugă. Și au fugit. Mă, că ce poate să fac? Că urmează atac. N-ai, mă, ce să faci. Dar cred că ce ură are și ăla lor care îi conduce pe ortodoxie, că ăla n-are treabă. Nu e ortodox, nu e nimic. E drac. E mai marele lor. Satana. Aici pe chat, unde scrie lumea, văd că sunt foarte mulți oameni care țin cu oamenii de aici, cu frații noștri întru Hristos. Bine era dacă erau cu toți acolo, dar na, cine știe acum, nu știu care e cum. Dar mă bucur că uite toată lumea pe aici, doi inimioare, toată lumea. Înseamnă că toată lumea știe care e realitatea și situația. Dar mă întreb eu ce vor face oamenii aceștia când vor fi confiscate absolut toate mănăstirile și bisericile. Că acolo e planul lor, să confiște tot. Asta ăla și fumează pe acolo. Uite că a venit. Deci ăia strigau acolo. Și a venit aici, după părerea mea, cu icoană. O doamnă. Vedeți, ce curajoase sunt doamnele astea. Să le dea Dumnezeu sănătate. Maica Domnului. Femeia adevărată, mă, uite. A venit și le-a băgat icoana pe nas la ăștia. Uite, ne face cruciun. E clar, gata. I-au simțit și ai noștri că sunt antihriști. Nu interesează pe dracii ăștia. Ăștia, este neprovocator, e taca caracterna uniformă. A, și că ăștia în uniformă sunt tot provocatori de la ONG-urile alea. Bă, dacă căști, ce alba vrei, mă, știi? Ia, uite și pe... Ia. Ce-s, mă, cu ăștia, mă? Și că provocatori.
Dar mă gândesc așa, dacă n-ar fi faza asta aici, ce-ar face provocatori? Ce-ar putea să facă? Ce? Să dărâme mănăstirea? Ce-ar dori să facă? Băi, când te gândești că ăștia sunt conduși de un actor, mă, știi? Până la urmă îi conduce un actor, mă, care e actor de meserie. Cum să te conducă un actor? Adică poți să spui că e un teatru ca lumea, cu actori, clar, cu actori de meserie. Nu? Ганьба, 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 ганьба. Ганьба, чем ганьба? Ганьба. Алба-негра, че стригаш тебя? Alibaba? Da. Probabil strigă afară. Păi și ce vor să facă ăștia care fumează pe aici? Să intre ei, să ocupe ei pe cer, ca ce să fac? Au și au feții așa de preoți, ce sunt ăștia? Așa sunt preoții a lor? Ce să fac? Da, clar, frate, nici nu cred în Dumnezeu, acum să fim serioși. Dacă te uiți la ei, că se vede, uite. Nu, ce trebuie? Ei vor să ocupe ei, mă, pe cer. Nimeni, instigator, da? Ce să facă, mă, ăștia? Puteți-vă, mă, dacă nu credeți în Dumnezeu, mergeți, mă, la birturi, la discoteci, la unde vreți. Au venit și i-au auzit pe oamenii rugându-se pe acolo. Mamă, vă dați seama cum îi deranjează pe demoni? Mergeți, bă, pe linia întâi acolo, mă, dacă ce treabă aveți cu biserică, nu? Aia, s-a mutat războiul de pe front la biserici și mănăstiri. Gata, asta era vina lor. Dar că ei nu sunt conștienți că războiul acesta n-au cum să-l câștige niciodată. Războiul împotriva lui Dumnezeu. Niciodată. Asta e pământești, omenești. Nu. E posibil, dar împotriva lui Dumnezeu nu o câștigi niciodată. Dar ei fiind draci, de unde să știi? Fiind conduși de puterile astea demonice, nu își dau eu seama. Ei cred că da, că dacă iau o biserică sau o mănăstire sub stăpânire, gata, au câștigat ceva. N-au câștigat nimic. Pentru că pe Hristos nu ți-l ia nimeni din suflet. Slavă Bogu!
Ia că am ceva mesaj de la Părintele Eftimie. Se pune pe mut să aud aici la mine. Бачимо, якісь провокації намагаються вчинити із іншої сторони, з іншого місця лаври. За тими подіями можна слідкувати з нашого YouTube-каналу. А зі сторінки на Фейсбуці ми будемо вести трансляцію з тих подій, які відбуваються біля в'їзду в лавру. Da, am revenit și eu. Sper că mă aud, da? Așa. Ia să vedem ce scrie doamna Daniela. Eu am simțit credința. Așa. Cum nu am simțit nicăieri, am fost anul trecut la Boian, la Mănăstirea Sfânta Xenia, unde este Mitropolitul Longhin. Vă spun sincer că nu mai voiam să plec. Am simțit raiul pe pământ, dacă îmi permis să spun așa. Da, doamna Daniela, vă cred, sincer vă cred. Uite, mă, se împing. Ce faceți, mă? Acum vă împingeți, mă. Au intrat ăștia, mă, ia. Păi stai un pic, mă, că bă, că ușor intră după barieră ăștia, acum, pic. Așa nu-i mai păzesc acum, nu mai e pază. Vă că au intrat aia lanții, după barieră, instigatorii ăștia. Azi, mă, ăștia intră, instigatorii încep să intre ușor pe partea lantă. Ісус воскресе із мертвих, смерті смерть покрав, Ісус
ce cântă oamenii. Cântă două ore, cred că. Nu? Nici nu știu. Ai noștri. Se roagă ăia lanții. Sunt cu ale lor. Prigoana. Prigoana lui Prigoana. Doamne ferește. Când zice puțin, am înțeles, că luptă cu satana, are dreptate? Corect! Vlăduț are dreptate. A avut dreptate întotdeauna. A spus asta întotdeauna și știm. Dar na, prin mass media nu, adică l-au luat în râs. Cum adică mă, luptă cu satana? Da mă, luptă cu satana, uite acum este cea mai mare dovadă. Acum este cea mai mare dovadă. Au mai fost și altele, adică au fost găsite simbolurile cu Bahomet la luptătorii lor al antihriști. Steaguri cu Bahomet, cu fel de fel de simbol, de simboluri de drăcești. Dar acum este cea mai mare dovadă. Se spunea Vlăduț că se luptă cu antihriști. Da, clar. Se luptă cu antihriștii. Antihriștii au luat biserici, mănăstiri și acum vor să ia tot ce mai rămâne pe acolo, să le ia sub stăpânirea lor. Să-și aducă oamenii lor, pe sataniștii lor, să le ocupe. Ferească Dumnezeu! Dacă va escalada războiul, ne vor trimite nouă românilor ordin de încorporare. N-ai cum vreodată să te lupți cot la cot cu draci, cu antihriști. Împotriva cui? Să te lupți împotriva acestor oameni care îi cântă lui Dumnezeu? Sau împotriva lui Vlăduț? Care spune de când a început răzbelul ăsta, că se luptă cu dragi și cu antihriștii. N-ai cum să te faci părtaș cu antihriștii. Și am observat că totuși românii și-au dat seama care e situația. Dar nu știu cât curaj am avea noi să facem alegerea cea bună. Cerscă. Dar și înainte, până să înceapă războiul ăsta, mă gândeam, mamă, ce m-aș fi dus la Pecerska în vizită, să, în pelerinaj, să vizitez pe aici, să văd și o Sfintele Moaște, că sunt peste 100, ceva de genul ăsta, de Sfinții noștri ortodoxi aici. Mă gândeam, mamă, poate într-o zi o să ajung pe acolo să mă bucur și eu și să le dau cinstea cuvenită Sfinților. Dar mai du-te acum. Mai du-te acum că acum nu mai e cum. Că antihriștii pun mâna pe mănăstiri și pe biserici. Oare ce se va întâmpla cu Sfintele Moaște de acolo?
măcar dacă o să-i gonească, o să-i prigonească, mă gândesc și eu, bine ar fi să ia și sfintele moaște de acolo, ortodoxii noștri, frații noștri, să le ia cu ei. Ce să faci? Asta e, n-ai cum să le lași la antihriști. Că o să le bat și ocurească. Ce să fac? O să le dea foc. Cum au făcut deja cu alte biserici. Sau le blasfemiază. Cine știe ce idee au în cap antihriștii? Dar ar fi bine să le ia cu ei dacă știi, vor goni de acolo cu totul. O răciune pustiirii, sau cum era aia? La loc de cinste. Când vor intra antihriștii pe acolo. N-ai ce să faci. Încerc să mă gândesc așa, să fac un exercițiu matematic așa în mintea mea. Mă, oare acum pe une, dacă la noi se va întâmpla așa ceva cu o prigoană de genul acesta, oare noi românii ce vom face? Adică, bine, o parte dintre români, clar că vor să fugă în afară, cei cu bani în special, cu bani și cu averi, vor fugi 100%, că ăla nu o să stea ei să apere nimic pe aici, ce să vezi, cumpără o vilă de aia, pentru cine știe pe unde, pe la Ibița, să stea ei liniștiți acolo, lor oricum nici nu le-ar păsa prea mult dacă ar începe un război la noi, ăștia care au milioane de euro prin conturi, se mută frumos, bă, de-aia stau eu liniștit în piscină să mă uit la... se întâmplă prin România. Băi, e clar. Cum s-a întâmplat și cu cei după aici? Nu? Aia cu bani au plecat primii. Așa. Deci, vor pleca ăștia cu bani mulți și alții cred că, na, de frică, de... evident că nu ar fi ușor să zboare rachetele pe deasupra căciulii. Unii vor fugi, dar cred că în mare parte vom rămâne pe aici, indiferent de ce se va întâmpla până la urmă. Eu o să rămân, clar, unde să plec. Nu sunt genul de om care să merg prin afară să cerșesc o bucată de pâine pe la străini. Și așa că românii sunt văzuți ca slugi, ca cerșetori, în mare parte. Mă refer la cei plecați în afara țării acum. Sunt văzut ca pe, nu știu, nei ca nimeni acolo. Bat jucoriți. Ce să mă duc în afară ce? Să cerșesc la ea o bucată de pâine, să mă numesc în toate felurile, să stau cu mâna întinsă la străini? Mai bine mor aici, pe pământul meu românesc. Dar vreau să știu ce am de apărat. Pe cine, care, cum să apăr? De? Asta aș vrea măcar să știu. Băi, pentru ce, dacă ar avea rost lucrul acesta? De fugi, clar, oricum, nu fug. Orice s-ar întâmpla, rămân aici. Nu fug. Nu vreau. Asta e. Nu vreau. Nu, mersi. Rămân în țara mea. Dar ideea e ce să fac în țara mea. Adică, de partea cu... știu de partea cui. Știu, clar. Gata, nu mai că am știut de mult, dar acum știu. Dar ideea este că vă dați seama, cum îi spune mălul ăsta care ne conduce, dar știu cum îl cheamă, dar nu, ce nație e, nu, ce fel de sectar e, de secretar? Am uitat, luteran, nu? Parcă.
Așa. Să mă comande un luteran, da? Să mă cheme un luteran care este hulitor de ortodoxie prin felul lui de a fi, prin faptul că n-are treabă cu Dumnezeu, cu adevărata credință, cu ortodoxia. Da? Și mă cheamă ăsta, îmi dă arcul cu săgeți în mână să mă lupt. Dar cu cine? Ce să apăr? Să apăr ce? ONG-urile lor? Fabricile lor? Să-i apăr pe oligarhi? Pe cine să apăr? Să apăr ce au vândut ei la antihriști? Să-i apăr pe antihriști? Ce să apăr? Să apăr spurcăciunile care batjocoresc Sfânta Biserică? Pe cine să apăr? Ce să fac? Ce? Am și un dilemă asta, da? Că mă pune la coarcă cu săgeți în mână. Vorbesc un pic mai așa, dacă vă dați seama. На зло відповідайте. Добро. І тільки добро може. Mulțumesc, Doamne ajută, a zis. Ok. A venit femeia să le dea să mănânce la, nu știu, la antihriști. Și să-i rușineze un pic. Să vadă și care e atitudinea ortodoxilor. Dar bine. Așa, după cum spuneam, da? Nu pune ăla arc cu săgeți în mână, hai că trebuie să mergi la război, da? Eu. Iau arcul și săgeți, dar ce să fac, frate, cu el? Cum să mă lupt împotriva fraților mei într-un Hristos? Cum să mă lupt? Să-i apăr pe antihriști, da? Antihriștii stau de partea cealaltă? Adică eu cot la cot cu dracii să mă lupt cu frații mei într-un Hristos? Pe ce fac? Mă duc în fundul iadului? Doamne, ferească-ne Dumnezeu! Ce să faci? Da! Cristian apără copiii, folia de post, să fie feriți de jucăriile ale urâte. Da, dar uite că, să știi că nu e, deci e, ar fi foarte complicată situația. Așa e ușor să spui, da, că aperi, uite, că aperi biserica, să dăm un exemplu, da? Ok, apăr biserica, dar împotriva cui? Tot a fraților mei întru Hristos? Adică mă împuși cu frații mei? Eu apăr biserica, da? Dar și, deci iarăși, știi, e ceva peste, adică îmi dă cu virgulă. Ok, mă pune să apăr o biserică, să spune, da? Apăr, deci o biserică, o... ca și clădire, zic, nu biserică, nu sunt eu apărul ortodoxie, sunt un om simplu. Așa, mă pune să stau la poarta unei biserici, să spune, da? Băi, aperi biserica asta, da, cu prețul vieții, ok. Dar cu cine mă împușc? Tot cu frații mei? Adică, cu cine? E greu, adică, e foarte greu, da? Să lupți cu morile de vânt, tu, omule, nu te lupți cu păcatul și nu-ți îndrepți viața. Tu, omule, nu te lupți cu păcatul și nu-ți îndrepți viața. Păi hai aici cu mine pe live să mă vezi tu cum să lupt cu păcatul și să-mi îndrept viața. Adrian Andronache. Hai te rog cu mine pe live, să-mi dai sfaturi de astea pentru viața mea. Cum să mă lupt eu cu păcatul și să-mi îndrept viața? Că tu probabil îmi știi viața. E prima oară care te văd pe aici deja, dar tu cred că ești un văzător cu Duhul, știi? Și știi ce e cu viața mea și ce păcate am și dacă îmi îndrept viața sau nu. Deci te rog, uite, te invit cu mine pe live aici să-mi dai sfaturi duhovnicești. Știi? Dacă ai și curaj, adică, na, pentru că unde este curaj sau curajul vine din sfințenie. Uite, hai să te văd dacă ai sfințenie. Dacă ai sfințenie, intri cu mine pe live să îmi dai sfaturi duhovnice, să-mi îndrept și o viață. De sfaturi de astea, sfaturi am mai auzit. Bă. În fine.
Era vorba părintului Meletie din Soria. Abele, când, nu știu, face bun, nu vrem să facem, dar să... nu prea am înțeles-o bine, vorba aceea. Uite, este și un pirat pe aici. Venitese din pirații din Caraibe, la proteste. Aștia sunt instigatorii. Că spune băiat. Că au venit provocatorii. Păi provocatori, dar ce treabă au ei cu biserica, mă, cu mănăstire? Ce treabă au ei cu oamenii care au venit să se roage? Da. I-a trezit satana de dimineață și i-a pus pe autobuz. Le-a dat bani de o șaormă și au venit aici. Să ce? Două luni aici. Băi, în ultimul timp mă urmărește fraza asta. Două luni. Că am și pus și titlul pe la emisiuni și pe la live-uri, pe la între două luni. Deci aici chiar este două luni. Au și barieră pusă între cele două luni. În stânga oamenii, frații noștri, în dreapta, Lolec și Bolec, lumea întunericului. Doamna Ofelia, iertați-mi, fraților și surori, merg la acatistul Bunei Vestii. Dumnezeu și Maica Domnului să vă ajute și să vă binecuvânteze Dumnezeu. Să ne pomeniți și noi, pe noi pe acolo, la rugăciune. Da. Da. Da, revenim la subiect, la dilema mea cu apărare. Apărare și atac. Ce să aperi? Ce? Da. Ce am avea noi de apărat în România noastră? Ar fi clar. Ortodoxia. Biserica ortodoxă. Mănăstirile noastre sfinte și atât. Altceva ce să apărăm? Toate sunt vândute. Toate sunt vândute antihriștilor. Absolut tot. Și fabrici, și uzine, și pământ, și absolut toate. Toate sunt vândute. Și acum să ne pună antihriștii, adică să ne pun să-i apărăm pe antihriști, pe cei care ne-au pus jugul pe gât, că de-abia mai mergem pe stradă de atâta greutăți pe spatele nostru a românilor. Ne-au transformat în slugi. Ei ne dictează viața, ce să mâncăm, cum să trăim, când să ne trezim. Am ajuns, fraților, să ne dicteze niște draci ce să facem cu viața noastră, niște antihriști, să ne conducă pe noi, să ne spună cum să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm, când să dormim, cât să dormim. Ne, și acum au ei idei, știi? Că trebuie să-i apărăm. Adică cum să apărăm niște sataniști care s-au băgat în viețile noastre cu bocancii, care ne calcă în picioare cu bocancilor plini de noroiile, de noroiul iadului, mocirla iadului. Și la un moment dat vor avea pretenții să
fim cu ei, să îi apărăm, să luptăm cot la cot cu ei. Mergeți, bă, la tatăl vostru, Satana, mă. La un moment dat, nimeni nu o să vă scape de urgia lui Dumnezeu. Îngăduie Dumnezeu lucrurile acestea, pentru că are loc cernere acum. Se cerne neghina de grâu. Acum e, uite, pecetluirea aia cu 66, da, 666. Va fi evident, va fi, ca așa este scris. Dar uite, uitați-vă bine acum și înțelegeți lucrurile. Acum oamenii se pecetluiesc prin faptul acesta că s-au lepădat de Hristos, da? Vedeți cum există bariera asta aici? În partea stângă, în imagine, sunt oamenii care nu s-au pecetluit, da? Că sunt în curtea mănăstirii pecersc acolo, sau la intrare, da? Și îi cântă lui Dumnezeu de o oră, nu știu de cât transmit eu pe aici. În partea dreaptă sunt oamenii deja ai lui Satana, pecetluiți. Adică ei sunt, unii îi cântă lui Dumnezeu, alții îl hulesc pe Dumnezeu în gura mare. De? Ăștia sunt pecetluiți deja, uite. Cei din partea cealaltă a barierii. Două luni. Până la pecetuirea aia finală cu 666, vorba aia avea loc lucruri de genul acesta, lepădările astea de Dumnezeu. Iar când o să vină tatăl lor Satana, o să ia pe cei de, din partea dreaptă a barierii de aici, nu că o să ia, o să meargă singuri să-și pună pecetea finală aia. Ștanță. Atât le mai trebuie. Ștanță, ștampilă. Parafa medicului, cum să zice, în partea asta aici. Da. Și au făcut cererea către iad cu toții, huritorii ăștia, au cererile făcute, au completat cu mâna lor acolo, sub semnatul Carandaș și Vasilii, pe propria răspundere, nețilit de nimeni, ai, mă dau lui ăla, lui Antichrist. Și au foile făcute și îl așteaptă pe tatăl lui Satana să le pună semnătura aia lor, a lui Antichrist, aia final. Toc, și ștampil. Hai, sănătate la mulți ani. Următorul. Deci asta este pecete adevărat. Da? Asta este pecete adevărat. Lepădarea de Hristos. Asta e 666. Asta. Ei așteaptă semnătura lui tata lor, Satana. Atât. Doamne, 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 Doamne. Da, mi s-a părut că a trecut unul cu armă în mână, sau n-am văzut eu bine. Asta e. Dialog. Dialoguri. Văd că se strâng instigatorii din ce în ce mai mult. Ferească Dumnezeu. Mai mulți. Din ce în ce mai mulți. Mai
Îi mulțumim din nou omului care transmite acest live, sursa noastră de acolo. Să dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului și curaj. În seara asta să nu uităm, la 9:30 avem live-ul nostru, la 21:30. Ia mă, dacă dăm traduceri aici pe ăla, că sunt curios ce scrie lumea, ia, vezi traducerea. A fugit traducerea. A fugit și traducerea ăștia. Scrie lumea foarte multe mesaje. Unde sunt comisiile militare, nu știu. Altceva, ia. Hai că acum am văzut că are și traducere la mesaj. Vezi traducere, ia. Doamne, mântuiește și păzește sanctuarul nostru Lavra Pecerska. Da, preasfințitul mitropolit Onofrie și pe toți creștinii. Aha. Măcar așa ca idee, nu știu dacă o fi chiar corectă traducerea, dar am înțeles. Da. Doamne, mântuiește și păzește Lavra Pecerska și pe mitropolitul Onofrie, care este cel canonic. Ia, aici, e cu slava, este traducerea. Lăudat fie Domnul, Doamne, ocrotește și mântuiește. De ce nu m-am prins eu de la început? Să vedem reacțiile oamenilor care scriu mesaje pe acest live, oamenii din... de acolo. Moscova nu a creat biserici, oamenii învață istoria. Deci, așa este. Știu un ce spune. Am înțeles. În debate. Ia să vedem alt comentariu. Doamne apărăi de cei... A, uite, o româncă de noastră, numai. Ne punem translate-ul. Apărăi de cei răi. Dat Dumnezeu. Alina Kilmova. Ia. Altceva. Tatiana o cheamă. Pentru băieții de pe frontul de foc, așa m-aș ruga ca aici, pentru biserica din Moscova. Oamenii sunt ca să înțelegeți așa. Care e situația pe aici prin comentarii? De la tine și fratele mai departe a plecat și lumele lui, toate lacrimile noastre vor cădea pe capul vostru. Altceva. Siril, oameni buni, nu lăsați rugăciuni pentru episcopi, frați și toți credincioșii noștri, care acum cu lumina lor ca un sfeșnic risipesc întunericul din creștinism. Deci, oameni buni, nu lăsați rugăciuni. Aha, am înțeles ce zice. Să nu lăsăm rugăciunile, să ne rugăm pentru episcopii și frații noștri ortodoxi. Aici e cu viața dat, dar Tatăl a dat deja vie noastră. Așa ce a vrut să spună. Ia să luăm mesajele astea mai lungi așa un pic, să le dăm translate-uri. Ia, vezi conversația, vezi traducere. Nu există, mă, nu știu, studiază istoria, n-am înțeles ce scria. Sasha, ia să vedem pe Sasha ce scrie. Ca și în cazul lui Hristos, mai întâi a strigat Aosana, apoi a strigat răstignește, să rezistăm. Așa e. Uite ce fain, bravo! De ce? Pentru că când a început războiul, a fost și o
o doctrină de asta, că să apărăm biserica. Uite ce face Vladimir, ne distruge biserii, să ieșim să le apărăm. Și au ieșit oamenii, da. Și acum și-au dat seama că, băi, păi stai mă puțin. Păi pe noi ne trimiți pe front și tu ne iei credința, ne iei biserici și mănăstirile? Păi de unde până unde? Asta e. Acum îl răstinesc ei pe Hristos prin luarea, confiscarea mănăstirilor și bisericilor. Stanislava Serhii Melinic. Ia. Sărmanii credincioși, toată ziua în picioare, mântuiește-i Doamne. Să le dea Dumnezeu putere în rugăciune. Alt mesaj. Adevizul parlamentar, adeziunea parlamentară probabil, a fost inventată de un jurnalist cu scopul de a separa Patriarhia Chievului, schismatică lui Filaret, de Biserică Canonică. Da, neînchisoare auci. Așa e, da. Dar lumea, e de partea adevărului, aici prin comentarii, urmăritorii. Vedeți cum găsați. Aoleu, nu, am apăsat greșit. M-am încurcat în butoane. Hai să mai derulăm pe aici. Separare. Ia, ce se întâmplă aici? Au tăcut toți, ia? Церковно славянскую так. Новую Кирилла и Мефодия и всех славян. Спасибо. Mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute, am înțeles. Господин. Thank you.
браття і сестри, зараз відслужимо акафіст Пресвятій Владичиці нашій Богородиці. Сьогодні якраз, завтра похвала Пресвятої Богородиці. Завтра велике свято Пресвят церковнослов'янською. І ось, браття і сестри, зараз ми відслужимо акафіст Божій Матері. Да. Hai să vedem ce... Ia să mai traducem un pic. Aoleu, ce scrie aici? A ordonat președintele să demoleze lavra? De cine o protejează? De poporul ucrainean? Doamne, ferește. Hey, dacă o demolează, nu mai s-a terminat șmecheria. Dacă se vor întâmpla lucrurile astea, a avut dreptate Vladimir 100%, că ăștia sunt dragi, adică ce va fi un stat antichristic. Alba-neagra, nu știu, jucați alba-neagra prin locuri fierbinți. Nu știu ce o însemna alba-neagra asta, ce strigă ei, dar... Mergeți, bă, la discotecă, mă. Mă, dar ce deranjează, mă, eu nu înțeleg. Bine, înțeleg că ei sunt stăpâniți de duhuri de astea. Vă dați seama, mă, adică... Ce au, mă, cu oamenii de aici, mă, de la mănăstire, mă, așa ceva, mă. Strigă rușine. Ok, dar rușine ce cu oamenii ăștia sunt la mănăstire, mă, vă dați seama, la biserică? Că și apără și mănăstirea, cum pot ei, da? Prin rugăciune, atât. Și ea vin să strige rușine ce, la ce se referă ei, la ce rușine? A mutat războiul dintr-o parte, l-au dus la biserici. Ce treabă au ei cu rușine? Adică oamenii aceștia care strigă ei, da, cu rușine și ce strigă. N-au nicio treabă cu Dumnezeu. Mergeți, bă, la birt, unde vreți, dacă n-aveți treabă cu Dumnezeu. N-au treabă cu Dumnezeu, dar ei au venit să strige rușine pe aici. Ce rușine? Asta, mă. E întărâtă duhurile necurate. Ia, Green Blue. Ei strigă net mănăstirii, adică nu mănăstiri. Păi, vedeți, hai. Păi, na. Ce să mai, niet mănăstiri, ce zici? Păi, dar ce? Băi, înțeleg situația, dar am așa un sentiment în același timp, înțeleg, dar nu înțeleg, dar înțeleg. Dar sunt bulversat așa. Băi, ok, niet mănăstiri, cum strigă ei, da? Dar ce treabă ei cu mănăstiri? Cu ce deranjează pe ei? Cu ce? Nu vine nimeni peste ei acolo să zică net, eu știu, net băutură, net vodka, sau cu ce se ocupă ei pe acolo, net discotecă. N-are nimeni treabă cu ei, toată pe acolo, cu băutura, cu alea, ce fac ei, cu desfrâuri, n-are nimeni treabă cu ei, da? E problema vieții lor. Dar pe ei deranjează mănăstirea, net mănăstire.
Nu-i deranjează pe ei, deci pe Satan îl deranjează mănăstirea, clar, nu? Sfințenia, Sfintele Moaște. E ca și cum... Mie acum se spune că nu-mi place, nu știu, un sport anume. Nu, uite, nu-mi place sportul ăla cu două echipe care aruncă o bilă de-aia și dă aia cu mop acolo, știi? Să ajungă bila la finish sau într-un cerc acolo, nu știu cum spune, la sportul ăla. Bine, nici nu-mi place, dau exemplu doar. Să spune că nu-mi place mie sportul ăla cu mopurile alea. Nu știu cum îi zice, curling, curling, nu știu, ceva de genul ăsta. Aruncă bila și unii dau cu mopul să ajungă bila în mijloc. Păi și freacă ea, cu mopurile acolo așa. Așa, în fine. Deci n-am nimic cu sportul ăla cu mopuri. Și ca și cum m-aș duce eu acolo în sală la ăia cu mopuri să strig afară, afară cu sportul ăsta, afară, plecați cu sportul. Împotriva curling, cum se numește. Ce treabă am eu, adică nu mă interesează, băi, fiecare face ce vrea cu viața lui. Mă duc la galerie la sportul ăla în sală, că nu-mi place mie sportul ăla, alu cu mopul, da? Ce treabă, nu? Sau la alt sport, mă duc să protestez eu că nu-mi place, sau că nu-mi place ceva în viață. Nu, uite, nu-mi place că... Dăm un exemplu. Constantin de pe chat își pune pe casă un, nu știu, un pantof, știi? Și să mă duc la el acasă și să protestez. Pantof, știi? Constantin, închide pantoful, știu. Ce treabă am cu casa omului, să nu? Așa și ăștia. Miet mănăstirii. Este clar și evident că nu este din partea omului. E din partea lui Aghiuță, care Aghiuță vorbește prin acești oameni care strigă în mănăstirii. E clar că dacă era așa, oamenii protestau împotriva tot ce nu-i convine unui om în viața de zi cu zi. Nu-mi convine că și-a pus un antenă în cap. Da, și m-a dus să protestez împotriva. Știți ce zic? Ca idee. Deci nu există alte proteste de astea. Dacă pe om nu-l afectează în sine, nu-l afectează ceva. Că mănăstirea aceasta, da, pe cerți, cu ce afectează pe ei? Cu așa care strigă Ned Manastir. Cu nimic, nu? Păi tot în barurile lor sunt acolo, în băuturi, în ce fac. Dar îi pune Aghiuță, pentru că a pus stăpânire pe ei. Sunt uneltele lui Satana. Asta a ajuns. Și vorbesc prin ăștia. Miet mănăstirii. Cum de-ai live acum? Păi avem de la sursă noastră. Avem live-ul de la sursă și dacă tot am primit, difuzăm. Ușor, ușor ne facem relații în întreaga lume. Na. Slavă lui Dumnezeu! De așa luăm legătura și cu unul și cu altul și aflăm lucruri direct la fața locului, pentru că presa nu arată așa ceva niciodată și nu să ne arate nouă care este adevărul și realitatea. Așa că ne împrietenim noi. Ne unește Hristos între noi ortodoxi și cu frații noștri de acolo și de peste tot. Facem să avem și noi cu informații adevărate și corecte. Rugați-vă pentru mine, doamna Angelica. Ce se întâmplă aici?
Dacă sunt persoane care nu știu despre ce e vorba, aici este direct live de la Lavra Pecerska. Așa. Și antichriștii vor să confiște mănăstirea Lavra Pecerska, da? Să fie antichriștilor. Să pună stăpânire pe ea. Și s-au adunat oameni ortodoxi de-ai noștri, frați și surori întru Hristos, să-și apere mănăstirea, biserică. Bărbați, femei de toate vârstele, copii, s-au strâns aici să-și apere biserica, mănăstirea. Aici sunt ce se vede acum. Sunt oamenii care apără mănăstirea, biserica, da? Și numai asta fac, se roagă, cântă lui Dumnezeu, rugăciuni. Au pus o barieră, iar după barieră sunt sataniștii antihriștii care au venit să instige. Și probabil dacă nu este paza aici, are și un măcel, ferească Dumnezeu. Au pus o barieră între cele două lumi, lumea lui Hristos, pe care îi auzim și vedem acum, iar dincolo de barieră sunt antichriștii, sataniștii, care au venit și strigă pe acolo, niet mănăstire, niet biserică, niet nimic, adică nu vor nimic. Oamenii lui Satana, uneltele lui Aghiuț. Și oamenii aceștia stau aici non-stop, în picioare, în rugăciuni. Să le dea Dumnezeu sănătate și curaj în continuare, pentru că totuși nu este ușor, chiar dacă pare așa. Că ce fac oamenii? Că, da, fac, pentru că nu trebuie să uităm că la ei acolo este o prigoană adevărată pe față, este război. Și prigoana aceasta constă în preluarea mănăstirilor și bisericilor de către antichriști, de către sataniști. Și oamenii au curaj, așa cum sunt ei, nu contează. Sunt frații noștri întru Hristos și surorile noastre și au ieșit să-și apere biserica. Nu știu câte șanse au ei, dar la Dumnezeu contează. Este o mărturie adevărată de credință. S-a întrerupt, acum stai să vedem, mai așteptăm un pic. S-a întrerupt un pic, dar să mai așteptăm. Vedem care-i treaba, să-și revină. Îi mulțumim omului de aici care transmite aceste imagini. Să vedem și noi care este realitatea până la urmă. S-a întrerupt, hai să mai încercăm. Așteptăm să-și revină. Câte ceasul? E 4 și acușa începe live-ul de la 9, adică am mai zis eu că într-o zi o să dorm pe live-uri, nu mai ies, dar nu contează, dacă oamenii aceștia stau acolo și protestează, măcar să fim și noi alături de ei aici cum putem noi, adică și-a revenit aici pe partea asta la întâi. Mega dispărut chat. S-a întrerupt iar. Îi tai ăștia conexiunea, cred că. Ce să fac? Hai, mă. Îl bruiază, îți dai seama, să nu transmit. Să nu vadă lumea adevărul. Dar lumea deja care a apucat să vadă a văzut. Și mai vede în continuare. Hai să mai încercăm aici.
Hai, mă. E, tot îl scoate. Nu știu, n-am urmărit presa, nu, că văd că îl tot întrerupe, da, asta e, nu mai vor să îl lase să transmită. N-am urmărit presa în ultimul timp și întrebarea mea este, pentru voi, dacă ați văzut în presă, în presa aservită antihriștilor, dacă ați văzut ceva despre cazurile acestea, cazurile din Ucraina cu prigoana bisericii. Ați văzut pe undeva? Nu știu, pe la televizor, pe la știri, pe la ceva. Deci, în afară de noi care mai difuzăm, care încercăm să mai arătăm realitatea, mă refer la presa asta care presează poruncile lui Satana. S-a dat pe undeva pe la știri? Uite ce se întâmplă, săracii ortodoxi noștri, prigoniți. Nu spune nicăieri, nu? Da. Normal. Cred că din contră ar fi pro. Presa asta noastră ar fi pro, cred că. Sigur. Na, văd că nu-l mai lasă. L-am întrerupt, băi, da. Asta e. Mi-au luat curentul, să nu mai transmită. Da, cred că este de ajuns. Hai să discutăm un pic pe chat și încheiem. Ne auzim la 9:30 diseară cu live-ul nostru. O să punem problema și... Și problema aceasta o să o dezbatem cu prigoana, evident, printre alte subiecte. Nu arată nimic, presa tace în semn de sclavie și complicitate cu sataniștii. Da, evident. La schimb, îl arată pe celălalt, pe satanistul lor, că este un erou și că apără el. Ce apără, mă? Că nu apără nimic. Au mutat războiul în biserică, mă. Deci așa ceva. N-am mai auzit până acum. N-am mai auzit, mă, frate, până acum. Așa ceva. Tu te plângi că ești în război și ce să vezi? Ai năpădit cu cea mai mare ură asupra bisericilor și mănăstirilor. Dar nu se face așa ceva. De-aia îi numea Vlăduț antihriști. Acum este cea mai mare dovadă. N-ai cum să o mai dai, cum să o mai spui, ce să mai zici. Nu mai ai cum. Nu mai ai cum. Și-a dat cu stângul în dreptul antihristul lor, clar, pe față, direct. Gata, ca să nu mai, și să nu mai comenteze nimeni, este exact cum era cu Arsenie Boca. A scris niște lucruri care nu sunt ortodoxe și s-a gândit la un moment dat, hai să le și desenez. Și le-a desenat acolo, la Biserica Drăgănescu. Așa e și cu antihristul acesta. Da. Că spunea apărătorul credinți, că apără el, că erou, marele erou. Uite, mă. Și spunea Vladimir despre el, Vlăduț, bă, ăsta e antihrist. Noi ne luptăm cu antihriștii, cu sataniștii. A, lumea spunea, bine lumea, noi ne-am prins care-i faza până la urmă. Și dăm dreptate. Dar alții spuneau așa, că ai, bă, ce, bă, evul mediu, ăsta vorbește aiurea. Ce? Că nu se întâmplă așa ceva. N-are cum. Ha, 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 râdeau. E? Apoi antihristul erou al lor și-a dat rama pe față acum, direct. Cu lupta împotriva bisericilor. Păi nu s-a mai întâmplat așa, mă, fraților, de 1000 și ceva de ani, mă. Deci așa ceva, tip... N-ai cum, mă.
N-ai cum așa ceva, adică lupți împotriva bisericilor pe românești, pe românești, pe limba lor. Dar înțelegem și noi românești și gândim și noi. Ești erou lui Iliescu, dar ce faci acum? Ai închis biserici. Le confiști, deci nu că le închizi. Mai rău de atât. Bine, mai rău e rău, e rău până la urmă. Le iei bisericile și le transformi. Adică nu că le iei și le dai alor tăi. Le dai lui sataniștii tăi. Știi? Și sataniștii lui le preiau ei și își fac ei acolo. Eu știu ce își fac. Nu știu ce. Bine, am văzut că unii fac din ele discoteci. Baruri de alea. Că merg și fac piese de teatru de alea. Muzică, jocuri de lumini. E? N-ai mă ce să faci. Deci a dat rama pe față omul acesta. Și a dat rama pe față. Este un luptător împotriva lui Dumnezeu. N-ai cum să mai zici, ce să mai zici, nu? Luptă împotriva lui Hristos, clar. Așa s-a ajuns. Noi să luăm atitudine, nici nu știu ce, dar ce să facem, ce să... Să luăm exemplu acesta, pentru că în caz de va escalada acest război, așa ceva se va întâmpla și la noi. Pentru că este un război împotriva lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă acum. Să știm la ce să ne așteptăm. Să fim pregătiți și asta e. Și ce se întâmplă acum este începutul și la ei. Că vor urma lucruri mai grele. Așa au început toate. Cât un pic, cât un pic, știi, azi n-ai voie să mergi cu tramvaiul. E, nu mergi cu tramvaiul azi. Mâine n-ai voie să mai intri în nu știu care magazin. Nu mai ai voie să mai vinzi, să-ți vinzi produsele tale sau să cumperi dacă nu ești de-a lor. Îți ia și biserica, îți închide biserica, da. După care te ia și te izolează pe undeva, iar la un moment dat te ia și te pune să alegi Dumnezeu sau Satana. Cum s-a mai întâmplat de atâtea ori în istoria aceasta, că n-a învățat nimeni din istorie. Bine, n-au învățat ei nimic. Sau au învățat, sau poate sunt aceiași, chiar dacă nu sunt ei aceiași oameni pe pământul acesta, dar duhurile necurate sunt aceleași din ei. Duhurile necurate și-au schimbat omul. Adică s-a dus ăla că... Dar a venit altul. Demonii și-au schimbat purtătorii. Cuiburile. Dar ideile sunt aceleași. Cât un pic, cât un pic, până se ajunge la marele dezastru. Așa va fi și în vremea lui Antichrist. La început vine ca salvator, el cu pace și bucurie și cu dragoste și cu să fie corectitudine în lume și va fi împotriva unor păcate. Gata, nu mai faci mai, nu mai gata, în sfârșit, dragoste și iubire și asta. După care va începe prigoană. Cât un pic, cât un pic, păi stai un pic, aia nu mai e bună, aia nu mai e bună. Până își va da rama pe față și Antichrist în vremurile din urmă și va aduce o luptă împotriva credinței în Dumnezeu. Asta exact ce face și, sau ce se întâmplă acum acolo. Tot așa. Este o luptă împotriva lui Dumnezeu. De unde până unde, mă, să te apuci tu să-i confiști biserici și mănăstiri?
cu ce ocazie, ce treabă ai tu, nu? Ca om așa, nu există așa ceva. Este prigoană. Asta e. Nu știu, să ne ajute Dumnezeu. Nici nu știu ce să spun. Să ne ferească Dumnezeu sau facă-se voia Domnului. La noi în țară aici. Nu știu ce să zic, credeți-mă, sunt prins așa, la mijloc. De ce spun? Asta. Ferească-ne Dumnezeu. Asta ar trebui să spunem. Să ne ferească Dumnezeu, să ne dea timp de pocăință, clar. Dar până la urmă, fac-se voia Domnului, acolo ne încadrăm. Că dacă ne uităm în jurul nostru, chiar că zici facă-se voia Domnului. Adică se întâmplă prea multe nenorociri și la noi în țara aceasta. Mai spun o dată. Înainte să înceapă războiul acesta la ei acolo, s-au întâmplat multe nenorociri. Foarte multe hule de astea împotriva lui Dumnezeu, foarte multe drăcisme, satanisme, nici nu știu. A fost până și parada aia de kilometri buni de popândăi. Mame surogat. Ca să nu mai spun și alte nenorociri mai grave de atât. Prunci de aia născuți numai pentru altceva, nici nu vreau să-mi aduc aminte. S-au găsit laboratoare, s-au găsit de toate urăciunile împotriva lui Dumnezeu. Absolut toate nenorocirile. După care a început războiul. Asta e. Așa se întâmplă. Toate nenorocirile încep din cauza necredinței în Dumnezeu. Ia îndura Dumnezeu, i-a îngăduit, hai băi, că poate mai, băi, dar din ce în ce mai era mai rău și mai rău. Și acum a mai rămas o mână de oameni care sunt o mână, sunt mai mulți, dar marea parte sunt tot sataniștii. Și ai noștri care sunt acolo, uite, sunt prigoniți acum. Sunt dați afară, bătuți prin biserici, dați afară și bat șocoriți, ați văzut, cum o să... Am văzut faza aia aseară, da? Cum o să dai tu cu gaze lacrimogene la biserică, în biserică, mă, să dai oameni afară? Te duci și arunci cu dearea și bați preoții pe acolo și... Doamne, Maică, Doamne! Doamne, s-au îndrăcit de tot aia. N-ai cum să se porți așa, n-ai cum. Asta e. Aici s-a ajuns, oameni buni. Și ce va fi acolo? Cred că va fi și pe la noi pe aici. Dacă noi, ca popor, ca nație, nu ne vom trezi și vom dormita așa, la un moment dat Dumnezeu va îngădui să vină lucrurile acelea și la noi. Pentru că se va face cernerea. Asta e cernerea între bine și rău. Foarte bine, m-am văzut acolo imaginea aceea foarte relevantă. Oamenii cu Dumnezeu și ceilalți fără de Dumnezeu, iar între ei barieră. În stânga oamenii care se rugau, în partea dreaptă, după barieră, oamenii care spuneau niet mănăstiri. Ce să mai faci, da? Se face cernerea. Asta e pecetluirea, vezi? Lepădarea de Dumnezeu. Se leapă de aia cu gura mare, că strigă în gura mare. Nu e Dumnezeu ce strigă, nu e Dumnezeu, na. Nu e Dumnezeu? Păi lasă că o să mergeți cu tatăl vostru, satana, la plajă. La plajă unde bate soarele la foarte tare, adică de la 100 de grade în sus. Se prăjesc că ea. Ce să mai faci? Niet, ca niet film, zic și eu acum, nu? Ce să mai zici? Ca niet film. Da, sfidania. Ferească Dumnezeu. Dumnezeu și Maica Domnului să-i întărească pe frații noștri întru Hristos,
și să le dea Dumnezeu curaj, că totuși este un act de curaj să mergi acolo și să te pui în fața mănăstirii, să-ți aperi biserica și mănăstirea ta, să te pui în fața antihriștilor. E un act de curaj. Ați văzut și până și copilași pe acolo, cântând, rugându-se. Nu. Dacă se va întâmpla și la noi, dacă noi ca nație nu ne oprim din nenorociri, ca și la noi campion la avorturi și fel de fel de hulitori, că s-au umplut țara de secretari, s-au umplut țara asta de hulitori împotriva lui Dumnezeu, a adevăratei credințe. S-au umplut, mă, e o țară plină de păduchi. Hulitori peste tot, hulitori, hulitori și hulitori. La fiecare colț de stradă cât un hulitor. E TikTok acolo numai hulitori împotriva lui Dumnezeu. Și mai intră și ai noștri în conversații cu hulitori. S-au trezit apostoli între ei acolo să se certe unul cu altul. Apostolii lui Satana. Au ajuns să se blesteme între ei unii cu alții. Să se înjure și să se blesteme și de toate. O joacă de-a Dumnezeu așa peste tot. Și acolo și peste tot. Asta au înțeles că înseamnă credința în Dumnezeu. Conversații cu pastorii de la Draci. Ca la un moment dat să se înjure și să se blesteme unii cu alții. Asta am înțeles, frate. Păi spunea Sfântul Siluan Atonit, cine nu-și iubește vrăjmașii, nu-l iubește pe Dumnezeu. Măi, oamenii aceștia care sunt preoți pe TikTok pe acolo, ei n-au citit, mă, ce ne-a învățat Dumnezeu? N-au Sfânta Scriptură acasă? Măi, să o recitească, să vadă și ce ne-a învățat, mă, Dumnezeu pe acolo. Că Dumnezeu ne-a învățat cum să ne mântuim. Păi dacă nu, înseamnă că oamenii nu vor să se mântuiască. Dacă faci numai împotriva lui Hristos, numai împotriva învățăturilor, înseamnă că, băi, tu nu vrei să te mântuiești. Nu-ți dorești mântuirea. Nu. Intri și blestemi acolo pe live, pe TikTok. Preotul nu știu cu tare și intră și blesteamă lumea. Păi, tu înseamnă că tu nu-ți dorești mântuirea, nu? Dumnezeu ne spune binecuvântați și nu blestemați. Păi na, a spus tot. Și le mai dă și exemple negative fix la secretari acolo, că ce să înțeleagă secretarii și ăia oricum nu înțeleg absolut nimic. Aia n-au înțeles nimic și nu înțeleg nimic. Sunt surzi și moți și orbi. Nu înțeleg nimic. Dar atât știu ei să fac, să râdă. Să râdă și să blasfeme și să hulească. Ce se hulesc unii pe alții, se înjură unii pe alții, se blesteamă unii pe alții. Tot așa. Se contrazic ei. Unde ați mai văzut, mă? Contraziceri pe tiki-taka. Unde la Sfinții Părinți? Ce se contraziceau Sfinții Părinți cu... mă refer la cei din zilele noastre de acum, marii noștri duhovnici. Unde făceau conferințe de-astea cu sectarii să se înjure la un moment dat, să se blesteme unii pe alții, să... că nu, că 4 cu 2, 8 cu 6. Nu, blesteme, înjurături din ambele tabere. Din... Și... Nu... Lumea stă acolo și ascultă. Aha, bine a zis. Aha, n-a zis bine. Da. Mai apare câte o apostoleasă
Mai apare și câte o apostoleasă că să învețe oamenii ortodoxia despre Dumnezeu. Adică o apostoleasă nu merge mai așa ceva. Dumnezeu nu este un trend. Nu e trend, nu e cool, nu e... Nu se face așa ceva. Apostoleasă. Da, da. Păi cum era apostolul romic ăla în pantaloni scurți care spunea că face vindecări? Așa sunt ăștia pe TikTok. Apostolii de TikTok. Dar ei, na, pot sta și în chiloți pe acolo, că nu-i vede nimeni. E? De obicei, sau cred că se și întâmplă chestiile astea. Stau oamenii în chiloți și vorbesc ei de Dumnezeu, că apostolii, că nu știu care, și contraziceri și astea. Normal, mă, că toate contrazicerile și astea au ca scop nenorocirea sufletului. Și atunci vin duhurile astea necurate și nu mai știi pe ce lume trăiești. Și ai o atitudine de asta ciudată, numai de blesteme și înjurături. Anateme și ce-și dau acolo între ei și 4 cu 2, 8 cu 6. Mai vine câte unul și să ne spună că da, ortodoxia este adevărată. Mă refer la cei ai noștri acum, că nu înțeleg nici pe ăștia. Da, ortodoxia este adevărată. Adică să le spui secretarul. Vine secretar, 5 secretari și este și unul ortodox care spune ortodoxia este adevărată și ăia începe să hulească, e, ăla își pierde calmul, începe să țipe, să urle. Apoi, fraților, eu nu l-am văzut pe Hristos țipând, nu l-am auzit țipând, urlând, nu scrie pe nicăieri că țipă și urlă și nici pe Sfinții Părinți nu i-am văzut și urlând, țipând și strigând și că da, că eu sunt, că da, că nu sunt, că... Din contră. Smerenie și smerenie. Prin smerenie câștigi un suflet. Omul trebuie să aibă smerenie, să vorbească cum trebuie, să vorbească cu calm, frumos, asta este. Dar smerenie, dacă n-ai smerenie, urli în gura mare că hai la noi, că la noi, noi să de... Ce e asta, mă? Numai Sfântul Nicolae a dat o palmă lui Iari. Acolo a fost alt context. Că toată lumea se leagă de ce a făcut Sfântul Nicolae. Deci, pe bune, mă, toată lumea spune așa. Că i-a dat Sfântul Nicolae o palmă lui Arie. Aha, păi da, da, și Sfântul Nicolae a dat o palmă lui Arie. Păi stați, mă, pe ce a fost un alt context acolo? A fost cu Arie, cu arianismul. Deci nici n-are rost să se compare vreodată lucrurile cu Arie, cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Păi ce treabă acolo era... O erezie maximă, erau foarte mulți care erau în dreapta credință, dar căzuse în arianism. Era ceva la nivel ferească Dumnezeu. Ce treabă are acum cu... intră un așa zis preot pe TikTok și să se ceartă el cu secretarii, cu păstorii de la sectar, da? Și la un moment dat dacă îi spui, părinte, nu e ok să blestemi. Ce? Păi și Arie i-a dat, și Nicolae Sfânt i-a dat o palmă lui Arie. Păi stai, mă, păi tu ești Sfântul Nicolae, tu ești pus în fața Sfântului Sinod acolo, unde erau 300 și ceva de sfinți, adevărați, mari sfinți ai noștri. Tu ești un om care, eu știu, care încearcă să fie băgat în seamă așa, să caute vedetismul, să se afirme, să vadă lumea că da, mă, și ție spate capul. E ceva de genul ăsta. Că vrea să fie mare. Iar lui Dumnezeu, sau Dumnezeu, ce ne spune?
Să fim mici, să fim cei mici, să fim mai mici, mici cât putem de mici, să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să îl slăvească pe un om, are Dumnezeu grijă și știe Dumnezeu ce face. Dar noi nu trebuie să căutăm slavă. Că slava deșartă te-a distrus. Cine caută să fie mărit și slăvit, se duce în fundul iadului. Noi trebuie să fim smeriți, să nu căutăm lucrurile astea. Vorbim, discutăm, civilizat, ne dăm cu păreri și păi, asta e din punct de vedere al ortodoxiei noastre și atât. Nu să intrăm, cum ar fi să fac eu acum un live, să chem pastori de ăștia rătăciți, știi, și să mă blestem cu ei pe live-uri. Ăla să-mi zică, nu, că domnul, și eu să-i zic, așa, și el la 4 cu 2, 8 cu 6, eu să-i zic, și la un moment dat să ajunge să ne blestemăm pe live-urile astea, să ne înjurăm, să... Că toate că mie nu stă în măsură să înjur, să blestem, ferească-mă Dumnezeu. Vă dați seama ce circ și teatru. Ar fi un circ și un teatru aici la noi, zic. Doamne, ferească-mă, ferească bunul Dumnezeu de așa ceva. Niciodată. Noi nu trebuie să blestemăm niciodată. Mai dacă învățăturile acestea foarte simple, ale lui Dumnezeu, nu le putem săvârși. Apoi ce să mai zici de altele, mă, care sunt cu adevărat mai grele pentru noi ca oameni, dar nu sunt imposibile nici ale. Dar dacă Dumnezeu ne spune o vorbă simplă, nu blestemați. Păi gata, mă, ce să... Nu știu, ne-a vorbit în... adică e foarte greu de înțeles dacă lucrurile acestea nu le facem. Nu blestemați, nu blestemați, mă, nu mai blestemăm, nu blestemăm, nu nimic. Ne spune nu blestemați, nu, binecuvântați și nu blestemați. Apoi, ok, dacă nu poți să binecuvântezi, băi, dar nu blestema măcar, mă. Și ce exemple dau ăștia de pe TikTok? Nu mă blesteme, nu mă... Băi, au ajuns să se ia de mireni, mă, de ortodox și de-ai noștri, mă. Dacă spune unul ceva și spune pe bună dreptate, un mirean, un simplu frate de-a nostru, soră de-a noastră într-un Hristos, dacă îi spune, părinte, nu e bine să faci așa. Păi ce, tu îmi dai mie lecții? A, tu crezi în nu știu ce, tu nu ești ortodox, tu ortodoxă, tu nu ești nimic, știi? Au un duh de ăsta așa necurat, mă. Și vorbesc ei de Dumnezeu, după aia o dau în vorbe de-astea porcoase, sexuale, știi? Cum poți, mă, să faci tu așa ceva, mă? Faci live pe TikTok și începi să vorbești tu de Dumnezeu, Dumnezeu, dar la un moment dat te plictisești de Dumnezeu și îmi dai cu de-alea sexuale, cu vorbe de-astea, cu aha, știi, cu mesaje în privat, de dragoste, de love, de-astea, după aia iarăși aduce aminte, stai mă puțin că am deviat un pic de la subiect. Haideți totuși să, știi, și o reiau iarăși cu de-alea, 4 cu 2, 8 cu 6. Hai să-ți mai citesc ceva de la Sfântul Cutare ca să fie acolo, știi? După aia iară înjurături, blesteme, tentații de-astea, știi, combinații sexuale chiar. Păi eu, cine a fost pe TikTok știe ce spun, că nu inventez nimic. Nu ai ce să faci. Nu ai ce să faci. Așa se întâmplă acolo, mă. Toată lumea crede că este propovăduitor. De când până când? Păi dacă nu era TikTok-ul, unde mai propovăduiați, mă? Sau vă mai numeați propovăduitor sau apostoli sau apărătorii ortodoxiei pe acolo? Prin live-uri. Apără ortodoxia pe live. Ah, da. Hai să băgăm ceva sectar pe aici ca să ne certăm, să le dovedim lor că apărăm ortodoxia. Cum e asta, mă? Să stai la pescuială, da?
tu că ești. Băi, bună ziua, sunt unul cel mai mare ortodox, apărător al ortodoxiei, da? Am intrat acum pe live, imediat o să băgăm și câțiva pastori sau secretari să le dovedesc eu lor că apăr credința. Dar te-a chemat cineva, adică știți ce zic, ai idee, așa? Adică în fața cui vrei să te afirmi tu? Da, la pescuială cu undița să intre sectarii să poți să le dovedești și eu ceea ce am uitat și eu prin Biblie pe acolo. Să le arăt, să le dovedesc lor că apăr eu credința. Stai, bă, că nu trebuie să dovedești nimic nimănui, mă, tu trebuie să-i dovedești lui Dumnezeu ceea ce ești tu pe pământul ăsta. Trebuie să-i dovedești lui Dumnezeu că îți dorești mântuirea, în primul rând. Măi, că îți dorești. Că oamenii nu-și doresc așa ceva. Nu vor. Dar asta e. Sunt de fața de așa, că 4 cu 2, 8 cu 6, ca să... Asta, bă, că mă vede lumea, să mă dau și eu, să-mi fac un nume. Băi, când aud de lumea de mine, pe numele meu, preotul, nu știu care, PR, că îi spun și PR, adică nu ești preotul, nu știu mai pun. Sau din, am văzut în loc de preotul Gheorghe, își pun din astea, Sweet Love, sau... Deci, băi, până nici numele ăla, nu și-l pun, mă... Adică, bă, dacă ești preotul, preotul Ioan, băi, nici așa, măi, nici numele nu ți-l pui, mă? Puneți, mă, preotul Ioan, dacă să încep de la ceva măcar. Nu, mă, ești ponderea asta, UFC 72, adică ciudățenii, lover, love, love, nu știu care, sweetie, Doamne, Maica Domnului. Mă, s-a terminat. S-a terminat șmecheria asta, mă. Dacă o să le tai ăștia TikTok-ul, ce o să fac atunci? Bine, găsesc e altă metodă și platformă de a se face de râs și a aduce hule. Mai, hulitorii nu sunt doar secretari. Aia sunt că îi auzi non-stop, că s-au născut cu hula. Hulitorii sunt chiar și dintre de-ai noștri, care blasfemiază și ei. E cum să blasfemiezi, mă, tu? Păi tu ești ortodox, ești împotriva învățăturilor lui Dumnezeu. Înseamnă că ești hulitor și tu. Cu ăla Duhului Sfânt, acolo se încadrează mai multe lucruri. Nu doar că ăla care și-a viața să duce în fundul ghienei, ăla e principal. S-a terminat acolo, se duce hul împotriva Duhului Sfânt. Mai sunt și secretarii hulitori, dar sunt și ceilalți. Deci orice greșești în fața lui Dumnezeu și mergi, încalci așa total cu toată ura ta, știi? Că un om care blesteamă cu toată ura lui este hulitor deja. E un mare hulitor. Contează cel mai mult simțămintele astea noastre, sentimentele noastre, ce are omul în sufletul lui. Dacă un om vorbește cu ură, blesteamă cu ura aia, păi ura aia e de la satana, de la diavol. Că și asta contează foarte mult, vorba, o vorbă. Eu dacă spun acum ceva, o frază, îi pot da două înțelesuri, știi? Dacă o spun așa cu calmitate, cu... Nu știu, dați-mi o frază. Depinde cum livrezi acea vorbă, cum o spui. Dacă o spui cu ură, cu și s-a terminat. Dar dacă o spui sub formă de, cu blândețe, cu, într-un sens bun, uite așa, că uite așa. Deci are două forme. Dacă o spui cu ură, păi ura e ura plus satana și aia te caracterizează, cum se spune. Înseamnă că tu, în sufletul tău, păi așa ești tu. Ai nicio treabă. De ce vii după aia și spui că da, dar Sfântul Nicolae. Ce Sfântul Nicolae, mă? De ce Sfântul Nicolae avea ură, mă?
N-am mai rezistat la hulele aduse de arie. A fost o mică cădere omenească, pentru că și Sfântul Nicolae, ce să vezi, a fost tot om ca și noi, nu? Și cu toți avem reacții. Niciun om, niciun sfânt n-a fost perfect pe acest pământ. Niciunul. Cu toții am greșit și greșim. Noi ca oameni greșim foarte mult, nu? Dar și sfinții au greșit, pentru că nimeni nu a fost curat și drept și fără păcat pe acest pământ. Doar Hristos și măicuța sa sfântă și atât. Bine, ne auzim la 9:30, continuăm. Că deja e 9:55 și acușa începe live-ul. Ia să mai apucăm și noi să ne facem treburile pe aici. Deci ne auzim la 9:30. Continuăm și cu ceea ce spuneam acum, plus alte subiecte, discutăm de toate, pentru că avem mult de vorbit. Cam asta este pe diseară, ce să zic. Dumnezeu și Maica Domnului să-i ajute pe frații noștri într-un Hristos, care în acest moment, în această secundă, sunt cu toții în fața mănăstirii, pe Cerska, își apără biserica, cum pot ei, prin rugăciune. Dumnezeu și Maica Domnului să le dea curaj și tărie și să-i binecuvânteze Maica Domnului, să-i apere sub sfântul ei acoperământ și pe noi cei de aici care ne mai adunăm așa și ne mai spunem ofrurile de pe suflet sau poate ne mai întărim unul pe altul și ne dăm curaj așa să pășim în viața asta păcătoasă. Ne auzim la 9:30. Doamne ajută și mântuire la toate.